Dragi făgărășeni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu este domnul Ioan Frătean, un făgărășan și dintr-o familie făgărășană veche, dar care are dublă cetățenie. A stat o perioadă în Statele Unite și a obținut acolo și cetățenia americană. Vom vorbi cu domnia sa despre bani. În zilele noastre, banul are o importanță foarte mare. Chiar vreau să pun titlul acestei emisiuni, Banii vorbesc. Domnule Frătean, cum au apărut banii? Banii au apărut din necesitatea de a ușura schimburile. În vremurile străvechi, schimburile se făceau în troc, adică dădeai un pahar, am luat un exemplu da. Că e aici pe masă, pe un balo de paie care nu exista atunci, un znop de paie sau o oaie pe niște găini, fiecare schimba cu ce avea nevoie sau avea nevoie de un topor, de piatră, după aceea apar obiectele din metal. Deci erau niște schimburi dificile. Și valuta forte în antichitate se pare că erau vitele. Undeva în epoca bronzului spre sfârșit, oamenii realizează că e mult mai simplu să folosești ca mijloc de schimb niște echivalențe, metalul fiind foarte prețios la vremea aceea, indiferent că era fier sau bronz sau argint, aur, cam astea erau cele mai populare, cupru, încep să folosească diferite obiecte mici din metal. Chiar primele însemne monetare sunt niște vârfuri de săgeți care, de fapt, nu erau folosite pentru a trage cu arcul. Aveau doar o formă de săgeată, chiar avem astfel de tezaure găsite și la noi în Dobrogea. Deci un vârf de săgeată sau o simplă rondea ca un inel sau diferite alte forme în care se turna un metal, de obicei bronzul, în perioada respectivă și era folosit la schimb. Deci dacă până atunci unitatea principală de schimb era vita, deci orice vită. Chiar din latină avem un cuvânt pecuniar. Pecunia sunt animale cornute în limba latină. Și chiar și în ziua de azi folosim termenul de pecuniar, folosim care des, da. Rămâne din epoca când vita era valuta forte, ca să zic Vreau să fac o precizare către telespectatorii noștri. Am uitat la începutul emisiunii, domnul Frătean este profesor de istorie și este, vedeți cu câtă precizie vă expune toată această poveste și în același timp este un expert în numismatică. Pot să spun, fără să exagerez, că este unul din bunii cunoscători din România în numismatică. Închei paranteza. Deci am rămas la pecuniar. Da. Era mult mai ușor să folosești, chiar dacă cumpărai o vită mare, care valora mult. Aveai 10, 20, 30 de vârfuri de săgeată sau inele de bronz. Deci exista o echivalare. Deci oamenii au început să înțeleagă că este mult mai ușor să folosești niște obiecte din metal, care era prețios la vremea aceea, cum am spus, mă repet acum. Deci indiferent ce fel de metal era, cu cât era mai prețios aur, argint, foloseai mai puțin. Da. Chiar avem în undeva în Muntenia, dacă nu mă înșer, în județul Dâmbovița, undeva prin anii 60-70, a fost descoperit un tezaur din aur care conținea seceri sau pumnale de aur, sau și seceri și pumnale de aur.
Și ele folosite doar pentru schimb? Sau și... Categoric, gândiți-vă că aurul este un metal foarte moale. Da, pe chiar mai gândeam că se cera, cum să se cere? Cunoașteți fenomenul că încercau banul de aur în dinți. Deci dacă lăsau urmă, știa că e aur. Da. Deci nu puteai să folosești o seceră de aur sau un pumnal, pumnalul în luptă sau să tai ceva și secera să tai cereale. Da. Deci era o formă dată unui obiect după un obiect care era folosit zilnic. Deci o seceră de aur sau un pumnal de aur valora enorm la vremea respectivă. Și acum, dacă ai avea o astfel de piesă, chiar numai greutatea în metal este foarte valoroasă. Deci, cam așa s-a trecut la un echivalent general. Deci banul, cum am spus-o și în emisiunea trecută, este de fapt o marfă. O marfă cu caracter general de schimb. Când au conștientizat oamenii că acea bucată este într-adevăr valoroasă? Că bănuiesc că a trecut o perioadă, că la un moment dat, mă gândesc eu, puteau să spună, ce să fac eu cu acele 30 de săgeți? Îmi dau eu vaca sau capra din bătătură, îmi dă cele 30 de săgeți de fier și ce fac eu cu ele? Mă uit la ele. Da, mă uit la ele. Sau eventual după aceea voi cumpăra și eu altceva, le țin acolo numai ca să le folosesc. Deci era de schimb. Un fel de a tezauriza ceva cu care îți ușura schimbul. Dar dacă vroiai, puteai să folosești, de exemplu, săgeata respectivă în fiecare sat aproape sau dacă nu era undeva în zonă, în apropiere, un meșter care știa să prelucreze metalul și atunci se ducea la el, ia fă-mi o brățară din trei săgeți din astea sau pentru fată sau pentru soție sau vreau să mă însor și apărând cu un astfel de dar sau cu o astfel de podoabă, vedeți în emisiunile astea, că acum sunt foarte frecvente la televizor, cu History, cu Discovery, arată tot mereu și la Teleenciclopedia, la noi, triburi din Africa, din Papua Noua Guinee, din jungla amazoniană, unde au fel de fel de astfel de obiecte. În zonele respective, necunoscându-se metalul, erau folosite scoicile, cochiliile de scoici, diferite mărimi, melci și așa mai departe. Deci și aceste scoici au avut la un moment dat caracter de bani, de mijloc de schimb general. Da. Undeva în secolul 7 înainte de Hristos, orașele stat grecești încep să-și marcheze astfel de bucățele de metal, în special cele de metal prețios, aur și argint. Deci existau unități de măsură. O unitate de măsură diferea de la zonă la zonă. Chiar în Grecia antică, fiind mai multe state, cele mai cunoscute fiind Sparta și Atena, dar erau multe, nu erau numai, erau orașe stat, și fiecare avea unitatea ei de măsură. Dacă vă aduceți aminte, mai încoace, pe vremea lui Cuza, la noi, în Regatul Unit, cum se numea după unirea principatelor, Cuza dă o reformă și rămâne împământenită vorba că ocaua lui Cuza. Da, deci, te-am prins cu ocaua mică. Te-am prins cu ocaua mică. Cine a urmărit la televizor serialul acela cu Suleiman Magnificu, vede cadiu care se duce și cântărește pâinea. Deci, ocaua avea o anumită greutate. Dar, dacă erai un simplu vânzător, cumpărător, care nu erai familiarizat să fii toată ziua în târgul respectiv, te duceai și tu că aveai nevoie să vinzi ceva, să cumperi ceva, să faci un schimb. Și atunci, cei care foloseau unitățile de măsură, foloseau o caua mică. Da. Asta era. Deci dacă o ca cântărea, să zic, 450 de grame ca livra americană sau englezească de astăzi,
n-avea decât 430, de te fura 26 de grame sau 36 de grame. Aproape insesizabil. Insesizabil pentru tine, dar dacă înșelai 100 de oameni într-o zi, pentru tine era o cantitate semnificativă de marfă pe care tu o obțineai fără niciun efort. Deci înșelai lumea. Și atunci acești conducători locali, satrapi, regi, cum se mai numeau ei prin Grecia antică, hotărăsc. Se pare că Egina este primul stat grec care ponsonează bucățile de metal prețios, aur și argint, cu un însemn. Însemnul orașului. Unele au un berbec, altele au un spic de grâu, altele au o figură de zeu, gorgonă, deci fel de fel de însemne, tocmai pentru a facilita autentificarea și pentru a opri frauda. Pentru că era foarte ușor să faci o bucățică de cupru, să o argintezi și să spui că e de argint. Ori în momentul în care era marcată, acest drept de a marca cu însemnul respectiv, să zic, capul de berbec și pe partea cealaltă primele monede nu aveau avers-revers. Pe spate aveau doar un simplu patrat incus în patru cadrane sau triunghiuri sau diferite mici însemne, dar pe o parte era foreclar ce reprezenta. De exemplu, Grecia, Atena avea cucuveaua sau buvnița, care era un simbol al înțelepciunii. Și acolo apar inscripții, cu timpul o literă, apoi o întreagă legendă, apar diferite mici însemne în forma unui vas antigrecesc, amforă sau orice altceva. Deci toate acestea dau elemente de recunoaștere și de datare pentru noi. Deci noi putem data anumite monede după astfel de însemne. Când sunt mai rudimentare, sunt foarte vechi. Cum apar mai sofisticate, cu legendă, cu... Deja știm că sunt un pic mai dincoace, dar nu din vremurile noastre. Sunt cu 200-300 de ani mai noi decât primele. Una din variantele folosite pentru explicarea numelui Făgărașului este aceea că numele orașului nostru ar veni din ungurescul Făgăraș, care înseamnă gros de lemn. Gros de lemn, da. Știți ceva despre această poveste? Da, am auzit. Cât e adevărată, cât nu. Am auzit legenda cu foc gros, da? Dar după părerea mea și a altor specialiști, nu este adevărată. Da. Pentru că legenda, acum am auzit-o eu, acum pot să fie mai multe variante, pentru că fiecare o transmite cum... Cum îi rămâne. E legendă transmisă oral și dacă cineva a consemnat-o, nu înseamnă că aia este cea originală. Da. Deci fo e lemn în limba maghiară și gros. În românește putem să-i zicem tot gros sau groșiță. Da. Deci groși de lemn. Că nu știu că ar fi plătit aici cu bani din ăștia la cetate sau... Se spune că în timpul lui Gabriel Bethlen, la lucrările care se executau la cetate, se știe că Gabriel Bethlen la un moment dat dă ordin, pentru că Făgărașul era un domeniu care aparținea direct de principele Transilvaniei, în speță era donat soției principesei, dă ordin să se facă 600 de mii de cărămizi. Și la un moment dat, când cifra respectivă este aproape atinsă, încep construcțiile la dublarea zidurilor, la bastioane, se fac bastioanele în formă de ureche, de tip Vauban italian. Și
în fiecare zi trebuiau să vină 500 de iubași la lucru. Și unii veneau, să zicem, de la Cârțișoara sau de la Porumbacu sau chiar de la Avrig, pentru că Țara Făgărașului se întindea de la Turnul Roșu, deci unde Otul intră în defileu spre Râmnicu Vâlcea și până la Cuciulat a Munții Perșani. Și nu conta că ești din Turnul Roșu, deci cel mai îndepărtat da. Punct. Dacă trebuia să vii în ziua respectivă, trebuia să fii aici, altfel erai pedepsit. Și mai avea obligația să vină, dacă veneau cu carul cu boi, să vină cu el încărcat cu piatră. Și aceste lucrări se spune că au fost plătite la un moment dat cu groșițe de lemn, pentru că nu mai aveau monedă de argint, ceea ce nu este adevărat. Însă și numele de Făgăraș este pomenit deci dinainte de la 1291. Asta da, este prima atestare documentară a numelui de Făgăraș. Și ce povestea dumneavoastră se întâmpla? La 1613 Gabriel Bethlen urcă pe tronul Transilvaniei și el moare în 1629. Deci chiar dacă mergem un pic mai înapoi și să zicem că a fost Sigismund Bathory, care era pe la 1575, sau chiar Ioan Sigismund, fiul lui Ioan Zapolia, la 1540 și ceva, nu are substanță, nu are acoperire termenul. Da. Mai ales că în momentul, la 1291, când Ugrinus reclamă la, într-un proces la curtea regelui maghiar, domeniul Făgărașului și al Sâmbetei. Deci Fugros sau Făgăraș era deja împământenit la 1291. Da. Și chiar dacă atunci se construia la cetate, n-ar fi rămas legenda că în timpul de Gabriel, Gabriel Bethlen sau oricare altul înaintaș. Deci nu are acoperire. Și dacă nu ar fi avut bani să plătească meșterii respectiv, ar fi fost răsplătiți în alt fel, pentru că la momentul respectiv nu era obligatoriu să fie plătit cu groși de argint. Putea să-i se dea o pateră de argint, o cupă de argint, care valora mai mult decât groșii respectivi. Da. Groșii din timpul lui Gabriel Bethlen erau, așa zis, și groși lați, erau din argint slab. Ori dacă aveai o pateră de argint cu titlul de 13 loți sau 813 la mie, cum se vorbește astăzi cu miimi, atunci erau loții. Deci un lot, 13 loți. Argintul de 13 loți era foarte bun, 813 la mie, ori groșițele lui Gabriel Bethlen aveau titlu cam de 500 la mie, deci slab. Foarte slab. Da. Nu slab. Jumătate, de fapt e bilon. Bilonul este un aliaj de argint cu cupru, cu conținut foarte mare de cupru. Da. Când s-a ajuns la cam în ce perioadă la banii de hârtie? Banii de hârtie se pare că și de ce credeți că... Revin un pic la cele mai vechi monede. Noi le considerăm pe cele grecești, dar chinezii au inventat sistemul monetar cu mult înainte, deci cam pe la 1500 înainte de Hristos, deci cu 700-800 de ani înainte de greci. Da. Deci ei aveau tot așa diverse forme, tot felul de seceri, de formă de cuțite, dar și rondele cu gaură pătrată. Singura deosebire era că aceste chinezești din bronz erau turnate și cele din Grecia antică erau ponsonate, bătute. Deci să trecem la hârtie. Olandezii, care erau mari comercianți, pe la 1600 și ceva, nu mai pot să rețin toate datele exact, dar undeva după 1600 se știe că erau practic bancherii din vremea respectivă. Nu numai ei, erau și venețieni, erau și în Austria, deci în toate țările Europei existau astfel de bancheri, dar olandezii au fost cei care au introdus primii
acest sistem. Deci eu veneam la, să zic, în Amsterdam, la un astfel de bogătaș, bancher, și depuneam 100 de ducați. 100 de ducați reprezenta 350 de grame de aur. Deci eu primeam de la dumneavoastră, ca bancher olandez, o hârtie pe care scria: Am primit de la valoarea de 100 de ducați, și putea fi folosită această hârtie, mergea cu ea la Roma sau la Istanbul, și el fiind cunoscut bancher, ca bancher în Olanda, da, cunoscut la Istanbul, eu mergeam din Făgăraș, am fost acolo, am vândut ceva, am luat o hârtie, n-am luat banii, pentru că dacă mă atacau hoții, nu aveam nimic, aveam o hârtie. Nu se știa ce e cu ea. Nu știau să citească, dacă vedeau banul de aur sau de argint, imediat mă jefuiau, mă și omorau. Și eu mergeam la Făgăraș, de la Făgăraș plecam la Istanbul, unde cumpăram altă marfă în contul acestei hârtii. Turcul, când mergea cu corabia, sau venea olandezul cu corabia la Istanbul, în Levant, cum era împământenit atunci termenul comercial, putea să-și primească hârtia înapoi și să dea cei 100 de ducați de aur. Și cam astea sunt începuturile bancnotei. Apoi, să înțeleg că era și o măsură de protecție prima dată. Deci umblam cu hârtia ca să nu mai umblu cu atâția bani la mine și să nu mă expun jefuitorilor. Categoric, eu cred că asta a fost, de fapt, ideea principală. Plus că... Și haide să venim în zilele noastre, că acum o altă protecție ar fi acel card, nu? Da, este. Iar de data asta nu mă prinde cu hârtia, mă prinde cu cardul, n-are ce face cu el. Bine că au început să-l cloneze, mai departe. Deja ați anticipat ceea ce vreau să spun. Bine, da. Cardul este foarte bun. Da. Deci este foarte bun, l-am folosit foarte mult. Dar deja încep să apară specialiștii în a clona, în a fura din de pe conturile el, respective. Da. Iată, chiar astăzi am văzut la știri cum un hacker care a spart și contul de e-mail al lui Colin Powell. Primul atac a fost la contul lui George W. Bush, fostul președinte al Statelor Unite ale Americii. Au spart diferite fișete sau e-mail-uri la o serie de lorzi din Parlamentul englez, chiar a lui George Maior, șeful SRI-ului din România, și a fost prins la Arad. Da. Deci l-au prins până la urmă, da. L-au prins, chiar astăzi a apărut știrea pe post. Deci, în momentul actual, nu mai este chiar așa de sigur nici acest mijloc. Este practic într-un fel, dar deja s-au găsit mijloace de a-l falsifica, de a-l frauda, de a sparge contul, plus că la ora actuală băncile sunt foarte avide de profit, nemai având cui să dea credite, și încep să introducă fel de fel de comisioane ascunse. Și tu ai niște bani în cont și când faci socoteala, vezi că îți lipsesc niște bani. Administrare atât. Chiar am pățit cu 100 de dolari care aveam în cont. I-am lăsat 2 luni în cont la BCR. Când mă duc peste 2 luni să-i scot, îmi dă 93 de dolari. Păi zic, doamnă, unde-s banii? Că eu ți-am dat 100. Păi știți, comisiuni de întreținere. Păi zic, stați puțin. Deci eu i-am lăsat 2 luni aici, înțeleg că nu-mi dați dobândă, dar zice, îmi furați 7 dolari. Doamna respectivă, săraca, se făcuse mică după teșghea, am zis, doamnă, știu că nu i-ai luat dumneata. Da. Dar dumneata trebuie să semnalezi superiorilor că populația e nemulțumită pentru jaful care se face. Să revenim la banii de hârtie. La bancnote. Da, la bancnote. Și, deci, acest început se împământenește, se răspândește tot mai mult, și iată că ajungem la zilele noastre. Da. Zilele noastre. Vedeți, și aici încep falsurile. Știu că mi-ați și arătat încă cu mulți ani în urmă niște bancnote false, vechi. Da. Deci nu, falsificarea nu e acum numai cu tehnica asta modernă și... Falsificarea s-a făcut dintotdeauna, încă din timpurile romane.
dacă nu chiar mai de mult. Chiar am citit undeva că în Elveția, în anii 80-90, au fost descoperite niște ruine romane și când au pătruns prin săpătura arheologică într-o încăpere, au găsit scheletele la mai mulți oameni, 3-4, nu mai rețin exact, matrițe și monede false, deci din timpul romanilor. I-au zidit acolo. Dacă noi am falsificat banii aici, da, autoritățile romane ne prind, zidesc ușa, zidesc geamul și peste 2000 de ani ne găsesc elvețienii cu matrițele, cu tot ce trebuie ca să batem monedă romană falsă. Deci sunt falsificatorii din timpuri străvechi. Bancnotele capătă o răspândire foarte mare pentru că erau mai ușor de mânuit, mai ușor de ascuns. Nu trebuia să umbli, dacă aveai o valoare mare, nu trebuia să umbli cu 100 de kilograme de argint după tine sau 10 kilograme de aur. Aveai câteva hârtii care erau acoperite în metal prețios. Deci la început banul avea acoperire tot timpul în aur sau argint depus într-o bancă. Americanii până prin anii 70, dacă nu mă înșel, aveau așa zis și dolari de hârtie pe care scria Silver Certificate, adică certificat în silver. Da. Te duceai cu bancnota respectivă, care era o bucată de hârtie exact ca cea actuală, un pic diferită ca design, te duceai la bancă și îți dau o monedă de argint, de o uncie troi, argint pur aproape și cântărea 31,1 grame. Au trecut și ei la forma nouă, când valoarea bancnotei este dată de PIB, cum ar veni pe înțelesul tuturor, deci de produsul intern brut. Și astfel se echivalează mai ușor, deci trebuia să adun cantități imense de aur și de argint în depozite pentru a acoperi toată valoarea emisiei respective. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Mai vreau totuși să vă întreb dacă știți de unde vine denumirea de leu al bancnotei românești. De la leul de argint. În secolul XVII, de fapt la sfârșitul secolului XVI, olandezii aveau ca emblemă un leu rampant. Deci un leu care stătea în două picioare cu labele din față sus. Leul respectiv era bătut de olandezi din argintul adus de spanioli din America Centrală și din America de Sud. Sunt cunoscute marile depozite de zăcăminte de argint din Mexic, din Peru, din Bolivia, Columbia. Ei exploatau argint masiv în zonele respective și aduceau și lingouri, dar băteau și la fața locului așa zisul taler. Asta era un taler foarte rudimentar. Deci era bătut în cantități imense, mâna de lucru nu era foarte calificată, matrițele se făceau greu și băteau cu o matriță mii și mii de monede până aproape nu se mai cunoștea nimic. O tot reparau, o rectificau, până nu mai puteau face nimic cu ea, atunci o înlocuiau cu alta. Dar cantitățile de argint care veneau în monetăriile respective la Lima, Potosi, Cundinamarca, în Columbia, în Mexic, la Mexico City, la Puebla, la erau enorm de multe monetării, deci nu făceau față să facă matrițe noi. Chiar au fost cazuri când cel care răspundea de monetăria respectivă a fost executat pentru slaba calitate a monedelor scoase și a faptului că diluau argintul. Deci în loc de argint de 13 loți, argintul era doar de 12 loți. Au fost prinși și executați de către
autoritățile spaniole. Ajung și în Olanda acești taleri foarte urâți, olandezii ce fac? Îl rebat. Fac matrița lor cu semnele respective și este trimis pe piață în Levant, din Levant, deci Imperiul Otoman, împrăștie moneda respectivă pe tot teritoriul lui aproape. Este foarte împământenit în țările române, în Balcani, și era totuși o monedă bine primită, deși titlul era scăzut la 12 loți, de 750 la 1000 în loc de 13 sau chiar 14 loți, dar era o cantitate de argint constantă. Populația începe să-l recunoască, o ia, se uită, da, e talerul cu leu, leul de pe respectiva da. Monedă, taler cu leu, Löwenthaler în germană sau în olandeză, și în țările române leu. Are leu, are. Era mai ușor să spui un leu decât un taler cu leu. Leu. Da. Și de aici denumirea de leu. La fel în Bulgaria, leva, leu. Tot leu înseamnă? Tot leu. Da, 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 da. Și ei au leu pe moneda respectivă în scutul cu reprezentarea stemelor țarilor bulgari. Deci cam asta este o istorie scurtă a leului românesc. În perioada lui Cuza se încearcă primele emisiuni monetare. Cuza nu reușește pentru că odată ce ai reușit să-ți bagi, îți bați propria monedă cu însemnele țării, deja ești stat suveran, nu mai ești sub suzeranitate otomană. Deci turcii s-au opus vehement și când vine Carol I cu sprijin din partea Prusiei, care la vremea respectivă era un stat foarte puternic, bine pus la punct din toate punctele de vedere, o armată impecabilă, obține sprijinul din partea puterilor occidentale și la 1870 apare primul leu românesc. Deci denumirea de leu era atât de bine împământenită încât a fost foarte ușor să se introducă o monedă sau o bancnotă cu numele de leu. Vă mulțumesc tare mult pentru numeroasele lucruri interesante pe care ni le-ați spus. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și cu siguranță o să vă invit la altă emisiune ca să discutăm mai mult despre numismatică, despre colecționarii de monede, despre găsite în pământ. Tezaurele găsite în pământ, în zona Făgărașului, că sunt lucruri foarte interesante. Dar până atunci, dragi făgărășeni, Mihai Maga vă spune, vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.